Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Far Cry New Dawn, oameni buni. Ultima oară când ne-am întâlnit a trebuit să mergem o grămadă pentru a ajunge aici și să ne combatem cu o grămadă de droage și chestii genul ăsta pe drum, ca să încercăm să-l găsim pe Joseph Seed, adevăratul profet acelui. Oh, uite că trăiește în pustietate. Este un adevărat sfânt, el trăiește în... I did everything that I was asked. În liniștea asta. I sacrificed. Oh. Myself. Okay. My family. I led us into the new world. I thought that it would be glorious. Ai crezut prost, man. Vezi? Ți-am zis. Arată la fel de tânăr. Cum se întâmplă asta? Ei, mi-am lăsat mai puțin. I have waited so long for someone to come. Oh! I've begun to despair. Pe că-i șoc când stai în munți. Vai, ce dubios arată. I have seen your face before. God showed it to me in a dream. Ew. I knew you would be the one to come and make. Mamă, ce spart arată omul, nici m-am văză. Set them exactly the way they're supposed to be. Drăguță muzică, totuși. I knew that you would bring salvation. You've come seeking help. I can't give you any, only God can. But he has a plan for you. Come. Walk with me. Ok. Ce vreau asta să-mi arate acum, dar să zicem. Okay. It is challenging to come. Oh, dar s-a tatuat bine. After God's cleansing fire, I saw the journey he had laid out before us. And I knew what was required when we set foot on our new Eden. When humanity emerged, I gathered my flock and set them on a new path. Aștept să mor acum, știi? A rejection of everything connected to the old world. The creation. Plac pantaloni tăi de yoga, man. Living off the land. Joggerii, pardon. When the harshest years of the dark wind fell. Ce urât să uit la mine, zici că parcă i-am furat guma. I despair. And in that despair. Ups. Man, încerc să totuși te urmăresc în același timp, dar mi-e greu, știi, adică. Mamă, zici că parcă a trecut prin ultimul război nuclear. Nu, locul ăsta e groaznic. But it did not last. This plague of locusts saw to that. Fuck, e desenul acolo. Apreciez totuși copacul ăla, tablană. In just sense. I believe your soul is worth. E normal, sunt personajul principal, tu ce crezi? Bine, într-un fel salt. Și cu pursul ăla, frate. Dacă mă pun în fața lui? Oare îl opresc dacă mă pun în fața lui? You got bamboozled. Mă, cât de ușor e să oprești. Ceva, boss, vrei să pleci? A, mă, vrei să pleci? Mă, vrei să ne bate? Ce mă de sata acolo? Stai o țără. E funny când încerci să...
Să vezi cum e programat un caracter și îi strici tot Feng Shui-ul sau ceva. Ia zi, boss. Ce avem noi aici? Să mor tu că l-ai măr. Cu flor roz. Ce Dumnezeu de măr e mutant ăsta, man? Ia fi mare păcat dacă cineva ar tăia copacul ăsta. Cred că am făcut ăsta vreun drog nou sau ceva. God's gift to us. That would sustain my family through the darkest time. Cred că e ceea ce cred eu. Să fie vreun măr modificat, radiat genetic sau whatever. Let me offer you this. Our miracle. Vede că în muș de el e roșu. The first time that I partook of this gift, I was confronted by a ravenous beast. My soul. And in that moment, I knew that in order to be worthy of God's gift, I had to slay that beast. I had to cleanse my soul. Because if I did not, I knew that that beast would consume me. Okay. This is God's test. Ce, îți mănânc un măr? Eu, de ce nu m-am spălat și pe mâini? Go, kill the beast. Asta e cumva fructul demonic din One Piece? Da, ca unde tata, ăștia... If you succeed, if your soul is pure, you are the shepherd sent by God, and I can return from my exile. Wow. Our miracle allowed us to survive, but its gifts are not unconditional. It nourishes what is in a person's soul. But if that soul is corrupt, the miracle extracts a terrible price. Și ce cred eu? Au văzut ăștia că le-a plăcut, le-au plăcut oamenilor misiunea aia din Far Cry 3 cu dat foc la droage și le-a plăcut efectul ăla dubios. Și ce au zis? Hei, hai să facem chestia asta în fiecare joc de 100 de ori la maxim, totul. Like, do it again. What the fuck? Am primit un arc nou. Asta mi se pare puțin enervant că trebuie neapărat să am de face iarăși cu figuri de genul ăsta. The fuck e asta? Adică chiar trebuie să trec prin situația asta science fiction, scoate un joc direct în treaba asta și gata. Burtasus? Ia-i, dă crema de aici. Aia duduie? Nu duduie. When the beast rises, dar bestia asta nu rises, bestia asta face pe Ptolomaca. Wow. Hai că-s drăguțe, nu zic nu secvențele astea, dar mi se par puțin ciudate. Stai o țâră, că mă dispară, mă disperă ăsta. Tu mi-a dat două lovituri. Easy. A
Apoi armă de seara. Și asta o boss fight din Dark Souls, calmește. Ești, mă, de aici, ce e asta, frate? Ce, o să bat? Pe bune, mă, o să dau cu pumnii în urs, mă, ce e asta? Du-te, mă, cât de ridicol e asta, dracu, mă, de aici. One Punch Man! One Punch! Ta 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 na na. Mamă, e bun. That is why I am here. Și cu capul. There are those who must not be allowed. Aoleu, ce rău mi-e cu chestia asta. Even if I love them. Even if they are of my family. Sin is a beast we cannot be. Yes. Vorbește-mi așa, șoptesc, ca și cum, vai Doamne, ceva ar fi aici. Ah, what the hell? Ah. You will be the shepherd of my people. Come with me to New Eden. Erai de asta mor? No, prea târziu pentru asta, presupun. Ethan o să fie supărat când nu i-am respectat dorința, dar ok, fie. Our future depends on adherence to my strictures. We can no longer hope for Joseph to save us. He is not coming back. Da. We must put him out of our minds and Father. Ethan. Oh. Father? The father. Where have you been? Păi, și-a păstrat man-banul ăsta. Our land is under siege, our people threatened. You disappeared. You left us when we needed you most. Why? To hear God's plan, my son. Știu melodia aia. To hear God's plan. Da, ok, înțeleg, ești fan Drake, calmează-te de acum. My children. I know that you have suffered. Spărat e. I know that you are afraid. Am încercat. I've been gone from you for a very long time. Tu uita la mine? But you were not abandoned. God spoke to me. And he has shown me a path out of this darkness. We will no longer hide behind these walls. We will no longer simply hope that this plague of locusts leaves us in peace. The time to fight is now. And God has sent us his sword. Hey, eu nu-s cu voi. God has tested their soul and it is just and it is pure. And I stand here before you to bear witness that this outsider is our father. And together we will battle against the hordes outside our gates, and together we will march towards the future that God has promised us. No! You abandoned me. You abandoned us. Oh, are un complex asta. Without a word, without instructions, leaving me to lead as best I could. And now, now, you return. As if descended from the clouds and presumed to lead? Yes. I am the leader. Ah. Joseph. Is our leader. New Eden follows me. We stand behind you. Oh my God, Saraku. Burden in my absence, I understand that. This is God's will. And sometimes we must sacrifice that which we want in order to honor God's command. What have you ever sacrificed? Someday you will see the light. I promise. Oof. Come. Let us all go together. We have much work to do. Oh. Fede că vine Ethan acum să spună, cu ei ce-ai făcut?
Ți-am zis să facem ceva și tu ai făcut altceva. Ready when you are. Fac, Carmina, tu încă ești aici. Ce faci? Ever since I was a kid, I've always wanted to fly. I guess it's... Ok, taci. O să începem pe vorbi. Ce oră face? Already my chosen fight the highwaymen throughout the long nights. Now I will ask them to find the strength to fight in the day as well. Your friend should make good use of the distraction and act quickly. My family cannot fight. Ce nebună, la ce curie mă face? As for you, remember God's... Asta nu știu, asta e altă melodie. What you have experienced so far is just a taste of God's power. Do not waste it. Okay. I will also give leave for my judge to follow. Cine? They speak only one language, that of violence. In this, they will serve you well. Before you Ala? Be our shepherd, you what must the fuck? Ai o pumă. Be our sword. Go and make the land safe for all who wish to live in peace. Yes. Okay. The fuck e aia? The judge. Open raster. Stealth. Ok. Să luăm sign. Tu vii cu noi. Ok, hai să vedem ce părcuri avem. Ah, uite-mă, sunt astea aici. Ghost. Leap of faith. De fapt, poți să mai sari în aer. Eden's touch. Takedown, repellent și Eden's gift and health. Ce să stea, mă? Transforma jocul într-un RPG? What the fuck is this shit? Wrath. Ok, am seaua asta. Eu sunt total pierdut acum, de ce e asta? The fuck? Hey, don't have all the fun without me. Hey, judge. What up, bish? Is something there? Înțeleg de ce face așa, de ce nu mă prind, de ce e nevoie să fac așa. Ok, fie. Nu înțeleg. Fie. Dar mai avem misiuni principale? No story missions. So... What now? Ok, cred că o să încercăm să luăm o de-asta pentru etanol, cel mai probabil. Te merge aici? Ah, nu, pot să mă duc aici dacă e... Scavenged. Ah, trebuie Expedition Level 1. Am așa ceva Expedition Level 1 aici. Repair Touch. Hotwire, Mechanic, Saboteur, Lock, Dexterity, Advanced, More Kits. Nu e. Așa mai probabil... Aaa, trebuie să fac level la expediție. Păi hai să facem aia de acolo, să luăm niște etanol, să upgradeăm niște drăcii. Bine o coace. Yes, go to the outpost. Fuck yeah, brother. Facem pe hard. Ce-o fi, o fi. Deci acum pur și simplu doar trebuie să ne fățim? Sau care e ideea? Gen, faci tu niște activități până la alta și pe aia poți să bați? Ok, facem asta. Ah, stai că s-a trezit Ziraș. Ok. Upgrade prosperity. A, deci pe scurt tot trebuie să facem level și chestii, știi? Adică nu e ca și cum se poate altceva. Și sunt greu de bătut sau ceva? Mai era unul pe aici, nu-l văd. Am uitat cum dai comenzi. Aș vrea să-l trimit pe boiul ăsta undeva. Oh well, putem face asta fără alarmă, presupun. Mă, două alarme de data asta aici. Nice. Bă, arcul e destul de practic.
Probabil după ce-l upgradăm puțin, știu, sau ne facem altă mai blană. Chiar nu mai știu de pe care dădeam acces la chestii. A, uite acolo. Uite, attack. G. O, ce blană! Rezolvi-o! Ha? Wow! Bă, băiatule! Săracul de el! Vai, ce mi l-a aruncat pe ăsta, o! Fuck! Shit, folosește aia, boss. What the fuck? Gata, mă. Mă, arcul ăsta e perfect pentru chestii de genul ăsta, mă jur. Oh no! Oh, stai că vin și elicopterele. Oh fuck! Shit! Ajută-mă! Bine tu! Stai că m-am transformat! One Punch Man! Aia zic, mă! Aia zic, mă. Ce cretinătate de chestie, frate, mă jur. Bine, bă. Cumva și-a aruncat sticla în cap și a murit. Pentru că am văzut că a zis Molotov sau cred că i-a dat cineva în cap sau ceva. N-a fost easy. De acum e gata, de acum nu mai are cum să mai mi-a asta. La data 3 ore clar nu se mai atinge de el. Blană! Scavenge. A, ba nu, poți să mai faci o dată. Next difficulty e pe pe... A, e gravă rău, next difficulty. Refill ammo, da, dă-mi. Trebuie să abordăm mai alarme, să vedem ce putem face. Trade loot, ia. Trade all. Yes, mamă, câte materiale am luat, ficior. Așa, este mai aici dacă avem ceva la arc. Avem ceva de arc mai bun? Nu văd. A, avem ceva upgrade la arc. E același arc, nu e upgrade mai bun. Ok, hai să vedem. Deci câte etanol am? 400. Hai să ne întoarcem la Prosperity. Și să upgradăm ăla de acolo. Expedition-ul trebuie să-l upgradăm. Ții minte că trebuie neapărat level 1. Și armele vreau să le upgradez neapărat. Ați văzut, mă, ce simplu a fost, țac, pac, una aia, pac, pac, aia a fost și s-a dus, ce mai ai treaba, băi, tu, ia zi-mi ce zice Rush, în primul rând, ce vrea. Yeah. Aha. No, dar a fost nevoie să mănânc ceva. Aha. Te-ai să oprim pe tipa aia? Done good work in Prosperity, but it's still not enough. We need more specialists. We need to invest in our facilities. That's the key to get Prosperity back up and running again. Once this place is at its peak, we'll be in a good spot to really take the fight to Mickey and Lou. While you're out doing that, I'm gonna do some recon.
See if we can't get a foothold deeper in their territory. I'll meet you back here when you're done. Hai să mergem. Să upgradăm întreaga chestie? Adică... trebuie să luăm toți specialiștii. Și toate au facilități. Vai, dă capul meu! 8 facilități? Jesus! Ok. Mamă. Să avem o țărșa de farm, zic eu. Ce faci, mă, aici? Deci, au niște priviri așa de goale NPC-urile astea de aici. De uneori mă sperie, like... Da... E bine. Lol, avem un elicopter aici. Cool shit. Stai. A, uite, pasă n-aveam upgradat. Băi, ce nesimțire. Pasă n-aveam upgradat, mă. E, na? Cine pica solo ăsta, bă, neînțeles aici. Yes, sir. We're ready to fly. Okay, so here's how we do this. The highwaymen set up strongholds wherever they collect rare resources. We'll fly in, and I'll drop you close by. Now you need to find and grab this package. It's marked by pink smoke, but beware. The package has a GPS transmitter. So once you grab it and start moving, it won't be long before the highwaymen come after you. After you, my dude. I'll radio you an extraction point and bring the chopper around to get you. Okay. Talk to me when you're ready to go. Bine. Me? I'm ready yesterday. Okay. Asta face glumițe de la sparte. Da, mă, da, stai, țără. Am zis că vreau să upgradez neapărat la arme, de tot țărâșa. 500, fuck. Ok, care e cea mai aproape? E, asta e de level mare, aș putea să mă duc la asta altă. Fuck, asta e departe. Ok, să facem aici. Scavenge, yes. Facem pasta, fie. Ca să facem level 3, dar trebuie mult etanol, dacă știam că trebuie așa mult, bine, oricum n-aveam 500, indiferent ce ar fi fost. Ok. Pepega, ești cu mine? Gata, Pepega e cu mine aici. Am făcut o treabă. Let's go, boys! What the fuck? Nu știu ce se întâmplă, nu cred că a fost o idee bună, ăștia au level mare. Mamă. Ok. Boys, nu cred că putem face asta. Ce-a dat cu mortare, bă. De mine. Mamă, frate. L-au nenorocit pe judge ăla, oricum. Da, mă, nu mai urla. Gata. Am simțit-o pe asta. Doamne, ăștia nu simt ei nimica. Da, nu cred că a fost o idee prea grozavă. Shit, man! Da, băș! Ha! No, give up. Nu facem asta. Nu ce-l altul. Asta nu se poate face. Asta nu este o opțiune. Asta nu e deloc o opțiune. Mamă, level 3 e... Cancer rău de tot, adică n-ai ce să-i faci. Meu, mergea cealaltă chestie de acolo. Mi-era una. Dar asta e nașpa rău de tot, adică nu pot să fac asta. No. F that shit, I'm out. Ok, care e următoarea pe care putem să o facem? Și asta are level 3. Asta are level 3. Asta putem să facem, super. Deci să luăm un BB-ul de aici sau ceva. Nașpa că nu avem și noi în fast travel de pacile. Nu trage, mă, nu trage. Hai, bă, Christopher Judge, cu mine. Să vedem până putem să o luăm. E, practic am nevoie de mașină.
Are cineva un BB-ul la dispoziție? Nu, că de obicei când mă rog de ei să-mi trimit un BB-ul, îmi trimite, adică nu e problemă. Cam de fiecare dată, nu-i așa, judge? Nu-i așa, judge? Am zis, nu-i așa, judge? Oh my god. Parcă-s eu. Așa fac și eu uneori. Mare parte atunci când încerc să mă spăl și vine apă fierbinte din prima sau apă rece din prima și se vede. Bă, dar n-aveți... Ce, Doamne Sfinte, se aude? Tu faci, mă, așa? Ca toate porătănile naturii. Bă, trimiteți, bă, o mașină pe aici, firă, bă, capul naibii, dar să o fie. Nu vreți, mă, să trimiteți nimic. Firați voi să fiți. O iau pe jos o perioadă, așa, o țâră, până ajung. Bă! Voi aveți ceva? Ia uite-i, mă! Mersi! Bă, acum e greu de alea, știi? Adică... Hai, judge! The fuck, ce cu câinele? Aoleu, iar supply drop. No, dă-mă ăsta, nu stă la supply drop. Tu ce faci, nu te distrezi? O, ăsta cred că miroase părul acum. Ia-i porcii. The fuck? Ține-te bine, bă! Avem treabă. Ce-și uitat? Sau, boys? Te descurci, da, mă? Știi să tragi în ei, nu? Adică... Nu prea știe. Da, dar mortă pârțulana asta știe să bage și a turbo. Băiețașul ăsta din spatele meu nu prea are, nu prea percutează multe. Ce-a la frână? O, negheabă. Mă, vine aia din spate, ești nebun? I-ați pus pe fapte mari, mă, băieți, nu? Pus pe fapte mega mari. Vine cum trecem acum prin băieții ăștia de aici. Bă, elibera zona, că vă calc în picioare. Uo! Uo, ce-a căzut. Mai era unul? Nu mai era nimeni. Am încercat, mă, și el, adică trebuie să fiți și voi înțelegătorii. Și-a dat silința, a zis că, bă, fii atent că-i prind, fii atent că-i bat, fii atent că sunt periculos sau ceva. No, bă, băiță, n-a de drept, da. No, da. Cât de aproape părea pe hartă și cât de departe e în realitate. Mi se părea înainte că puteai să traversești mult mai ușor harta asta în Far Cry 5, pe când acum s-au tăiat toate lucrurile distractive. Nu tu elicopter, nu tu case, nu tu mașini rapide. E plină strada de căcănari de ăștia așa care te opresc să faci tot fel de chestii. Ajutoarele tale pe Pega, cu capul. Hai că am ajuns, măcar suntem semi aproape. Mergem, intrăm Guns Blazes, îi rupe pe toți, aia e, că nu primim nici oricum bonus dacă facem stealth. Te descurci. Uite, judge fix aici, gata de acțiune. Și poți să ceri mai mult de atâta. Fuck? Ce-o porni muzica? Mă, băietu. Bunașe. Ținta a fost nimișită. Rupe-o! Dacă te lași pe bobiță, lăsă să stea o țăr pe loc. Era prea slab ca să, ca să facă prea multă gălăgie. Care mai ești, mă? Meh!
Nu știu care cum mai e, dar să zicem. Ok, care e faza cu găina? Pa bune, mă! N-ai făcut, mă, de-astea, mă, n-ai făcut-o de-astea. Direct, nicio alarmă, mă, direct. Acum am observat ce față de mexican are meu. Ți-am puțin cu prietenul Lara Croft din... din ăsta, din ultimul Tomb Raider. Nu, zice și voi dacă nu. Mama, deci mă enervează părțile astea așa unde pur și simplu trebuie să stai să te freci cu chestii. Ah, ok, primesc bonus, mamă, cât a bonusul. Dau pe afară de bonus. Câte tanul am acum? 500, ok, hai să upgradeăm prostia aia pentru arme. Yoink. Go to prosperity. Uite mă că avem helipad, avem helipad, bă ce boss. Nu mai contează, avem helipad acum, totul e mai bine, viața e frumoasă, boys, let's go. Am încercat. Așa. Ia să upgradeăm chestia asta aici. A? Gimme, gimme, upgrade. Hai zic, am nevoie de arme mai blană. Și pe aia trebuie să upgradez infirmeria, că vreau neapărat HP mai mult. Boing. Am învățat toți chinezoii să poarte arme, ce-i asta? Ok, hai să vedem ce putem face acum. De ce toți oamenii urâți au acces la chestia asta? Așa. Weapons. Boing. Ia să vedem ce putem face. O bâtă. Marci, mă, câte materiale îmi trebuie. Holy fuck. Asta ce-mi trebuie? Monezi de alea. A, pot să fac o de-asta. E stealth? Aia, ăsta e stealth. Assault rifle stealth. Nu pot să-l fac. Shotgun, ăsta e shotgun, de ce are cuțit bucătărie prins cu șuruburi acolo? Ok, fă-l pe ăsta. Yes, craft. Și pune loc cu mizerii astea. N-aș fac că n-avem un arc ceva. E, acum cred că în loc de arc o să folosim altceva. Asta e praștie. Ioi. De ce? Păi și ăsta pe care le-am acum, să exemplu arcul ăsta. Nu pot să-l, nu, nu pot să-l upgradez. Trade loot, nimica. Ok, super. Nice! Ok, new challenges, mă, challenge-uri și cu capul. Uite-mă câte de-astea aici, mizerii de-astea așa. Nu mai avem nimica. Bun, bun, bun. Avem ceva pe aici? Deci, cred că... Oh, uite câte de-astea avem pe aici. Expedition level 2. Păi și stai, mă, băiatule. A, uite un camp festival acolo. Ok, hai că este bine. Pe Shark ar trebui să mergem curând. Văd că mai aici e o chestie de aia. Foarte multe materiale aici, empty station-uri de-astea. Aici ce-o fi oare? Acolo era Shark inițial, dacă ți-mi minte. Ok, asta e level mare. Elite Bison. Ceva îți dă niște chestii pe aici. Ok. Bine de știut, bine de știut, astea sunt zonele, va trebui să venim aici mai probabil, ok, o să facem asta data viitoare, treci în Harnt-ul ăsta, deci o să mergem undeva de pe aici. Bine, îți pornim din Prosperity, bam, 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 ajungem până acolo, nicio problemă. Oameni buni, cam asta ar fi tot pe această parte din Far Cry, Far Cry New Dawn. Dacă v-a plăcut și vreți să dați mai multe video de genul acesta, tot ce vă rog eu este să nu uitați să dați like, subscribe, share și comment, iar noi ne vom auzi cea mai probabil data viitoare. Pa, pa!